Da, bună, bună, oameni buni. Cam aici așa începe orașul, din partea a venit, cam de aici începe Oravița. Asta e Părculețul. Și cam de aici începe orășelul. Bă, ce să vă spun, deocamdată nimic wow, ceea ce pot să spun. Nu vreau să fac reclamă. Deocamdată nimic wow, cum știm și noi destul de clar. Aici a fost un oraș minier, dar asta nu înseamnă că trebuie să se schimbe atât, așa mare lucru, să nu se schimbe mare lucru. De exemplu, uitați aici, este asfaltul ăsta, poți să-ți rup picioarele. Mai dați cum e aici, pavajul ăsta, poți să-ți rup picioarele aici. Eu oricum nu umblă nimeni pe aici, că-și rupe picioare, fac pare cu șor, mai rup cineva cu oameni pe acum. Da, cam aici așa e zona prin care trec eu. Adică țin Timișoara, mai degrabă Berzovia. Și dacă cobor la Deta pe cealaltă parte, pentru că am de vândut și până acolo. Și asta e povestea care o explic eu și în altă discuție. Noi neapărat să feresc Moravița și după aia cobor înapoi spre Deta. Da, cam așa arată orașul, băieții. Aici e un bloc în renovare. Păi prea multe lucruri de văzut. Fac pare că așa e de până la Ceaușescu acolo. Nu am mai făcut așa nimic pe aici. Și nici nu se vede mare lucru făcut. Vede? Ne mai băgăm puțin. Oricum nu e un oraș de, să spun eu, de clasă mondială. E un oraș. E un oraș și nu e neapărat că trebuie să vedem un oraș ca un lux. Că am trecut și prin foarte, foarte multe orașe și ați văzut ce am văzut, adică tot felul de genul de asta de lucrări și încă totuși încă e ocupat, vă, cu orașul, sunt foarte mulți oameni pe afară, chiar sunt foarte mulți, nu prea am văzut așa mulți în orașe, oameni mulți pe afară, nu prea am văzut, mai ales acum la ora asta, cam toată lumea ar fi în casă, toată lumea la magazine și cam așa arată o zonă a orașului. Cam așa arată zona orașului. Nu pot să vă dau, să-mi dau seama pe ce stradă sunt, dar sunt pe drumul principal care ține Timișoara. Bam, cam pe acolo sunt. La fel cum am spus, foarte multă populație în vârstă, pentru că cam asta e peste tot în România, nu numai aici în oraș. Nu aș putea spune că e urât, dar e ok. Păi ok, blocurile așa, frumos pe cartiere. Bă, că se lucră la ele, se pune polistiren. Chiar mă uitam și uite așa acolo. Și aici, și acolo la clădirea aia, înseamnă că se ocupă domnul primar de ele sau oamenii pe banii lor. Că dacă e apartamentul, numai dacă e locuință socială, atunci trebuie să se ocupe primarii. Dar dacă nu e locuință socială, trebuie să se ocupi tu. Adică dacă ai cumpărat tu apartamentul, înseamnă că trebuie să te ocupi tu absolut de totul. Locuința socială trebuie să se ocupe primăria și celelalte private trebuie să se ocupe tu. Chiar și acum. Ia, se pune polistiren. O zonă, oricum e de trecere zona, că undeva orașul, undeva e un pic așa, e băgat și pe direcția aia. Orașul și uite-te și acolo, mă, dar mă, la cât e blocul să pune polistiren, mâncați, mai văd acolo încă unul. Mama, aici au început construcții, treburi. Aici imediat ieșirea, că cam asta e orașul. Deci să nu crezi că e așa mare, nu e mare. E un pic, e mai, deci, cam cât e de la ieșire până la intrare, așa e și pe cealaltă parte, pe direcția opusă a orașului. Cum am venit de acolo până la ieșire, cam așa e și pe direcția opusă, adică în stânga, cum filmez, cam așa e și pe cealaltă parte, nu-i cine știe ce. Îs cartiere, blocuri, nu sunt restaurante, cam ce poate să fie, hotele, o zonă turistică n-aș putea să o numesc, pentru că la o zonă turistică îți trebuie o poveste și dacă nu este o poveste, și mai mult zonele turistice sunt bazate pe apă. Nu este apă, nu este un lac, nu este ceva. Nu, te poți baza pe o zonă din asta turistică. E oarecum o zonă de trecere. Uite că aici au pus asfalt acum. Se ocupă, înseamnă că
orașul în construcție, cum spun eu, înseamnă că măr trebuie pe aici, da? Mamă, ce miroase asfalt. Uite, și acolo se pune polistiren. Mamă, e un bloc acolo, mâncața și în spate. Mamă, pe la n-are geamuri. Come on! Păi și aici zi n-astea, mă. Păstă tăg mâncața și văd că stă cineva acolo. Și nu sunt geamuri mâncața. Și de capul meu. No, stai așa, îl prindem noi. Îl prindem noi. Ajungem noi la acum. Asta normal e cea mai importantă zona orașului, cum ar veni. Pentru că aici sunt toate magazinii una lângă alta. Magazin de mâncare, magazin de mâncare, mai sus era altul magazin de mâncare, toate magazinele de mâncare sunt una lângă alta. Toate sunt una lângă alta, nu înțeleg ideea. Nu înțeleg ideea. Toate sunt exact lângă, una lângă alta, uite acolo și acolo pune bloc. Dar să mă duc un pic acolo să trag un pic de cadru la blocul ăla. Pe păi cum Dumnezeu, 2024, n-are lumea la blocuri, geamuri, mă, ce, uite și aici magazin de mâncare, da, o sărăcie. Atâtea magazin de mâncăruri, e parcă, uite, și bisericuță, uite ce frumoasă e bisericuța. Dar să mă duc un pic pe partea asta, să prind un pic cadru la blocul ăla, să văd eu ce e cu blocul ăsta, ce s-a întâmplat cu el, frate. Bine, că am văzut pe multe orașe, am văzut așa și tot așa le-am și tras în cadru, să vedem noi ce caută blocul ăla, așa, aici. Asta e biserica. Da, stă cineva acolo, mamă, mamă, stă cineva acolo. Orice oraș are o zonă musculară, orice oraș. Și noi avem și toate orașele pe care am trecut, aproape prin toate am văzut zone crepusculare. Pentru că așa e, nu știu, zici că așa trebuie să fii într-un oraș, zici că așa ar trebui să... Eu nu înțeleg de ce. Nu înțeleg. Și oricum aia nu e o locuință pe plată, e foarte ricolut, e o locuință socială, din astea de primării, ce le dă chiriile acolo pe 50 de lei pe lună, doar ca să nu doarmă pe stradă. Cred că cam așa sunt foarte multe orașe, chestii din astea sociale, și aruncă pătăți acolo într-o garsonie din asta unde dai seama de ei și stau acolo la grămadă. El aia e tot izbunie decât să doarmă afară. Și cum e? Decât să doarmă acolo, mai bine doarmă afară. Da, asta e ideea, băieții. Ce să vă arăt? Prea multe nu sunt de arătat pe circuit, pe treaba mea, pe drumul meu. Locuri, case, alea sunt sătulți eu de ele. Tot de acolo vin și eu. De acolo vin și eu. Asta e cam zona importantă a orașului. Aici Peco, 4 magazine de mâncare. Deci mergi la care vrei tu. Trage una lângă alta, nu-ți bați capul că nu-i găsitită. Merg la celălalt și tot găsești. De la cel mai mai și-a turnat acum asfalt. Uite, nici nu ai voie să treci în casă. Și pe drum, și pe trotuar, mașini. Da, suntem la Oravița, băieții. Și cam asta e ieșirea. Asta e ieșirea orașului. Adică țin Timișoara. Și asta tocmai acum am întâlnit cu doamna, mi-am dus bateriile, am stat un pic cu ea, un pic, am stat bine o jumătate de oră și am povestit cu ea și de asta am mai pierdut vremea. Și vremea, cum ar veni eu, sincer, eu nu o pierd niciodată, toate sunt pe interes. Când mă duc, mă duc, când stau, stau. Când stau înseamnă că nu pierd vremea, înseamnă că trebuie să stau și asta e și ideea. Da, să tragem ultimul cadru, băieții, vedeți cam așa cum arată partea asta altă, drumul principal. Orașele nu-i neapărat să vezi într-un oraș, că noi nu avem noi orașe din alea de, cum ne-am filmat eu în Italia, intram într-un oraș și filmam fiecare colțișor. Aici sunt doar locuințe, orașele nu avem, avem doar locuințe. Foarte puțini orașe în România se numesc orașe, restul se numesc locuințe. Dar cât de frumusețe pe aici, am vrut să vă mai prind un cadru aici. Da, băieții, nu mă intru prea mult, nu mă bag prea multi. Cam asta e povestea orașului, băieți, Oravița. Mă întorc înapoi că am uitat. Că după aia iară e și iar nu mă găsesc. Să-mi iau apă, să-mi iau apă rece, că deja și văd indicatorul cum ies. Și să-mi iau apă rece și să continui mai departe. Nu mă duc la Petrom, că la Petrom e scump. E 10 lei o sticlă de apă. Am bine mă duc la primul magazin.
Adică la ăsta, cum se numește, că tot mizerii stăte mare rost, că tot hoțomane și de vagabonțesc, vagabonțesc. Vezi cum uit, vezi, era să ies afară și ciuciu apă. Mă duc să-mi iau apă și să vedem cum facem să plecăm mai departe. Să trebuie să-mi fac un pic ruta, că am văzut că mă duc pe partea asta la altă. Am văzut că mă duc pe partea asta altă și să-mi văd un pic cum fac ruta, că am văzut că am un curs de apă mai încolo și am zis că să ajung până în 12:01 până acolo, ca să fac pauză acolo la ora aia, știi? Și de asta am zis că vreau să mă duc să grăbesc pasul și să ajung în direcția aia. Băieții, ce să vă spun, mai mă uit după oameni să văd la 50 de lei, dar nu văd absolut pe nimeni, nu știu pe unde sunt. Bună! M-a salutat cineva, mi-a zis bună ziua, păi bună, o da și jos geamul să-mi zică bună ziua, nu știu cine îi. Poate așa se salută pe-ai lumea. Chiar acum vorbeam cu doamna că aici așa e lumea, când un pic mai ridic amândouă mânuri sus și i-am zis nu, la noi, la mine înseamnă amenințare. Când ridică cineva amândouă mânuri sus, la mine înseamnă amenințare și nu numai la mine, la mulți înseamnă amenințare asta. Și am zis, bă, nu știu, așa e pe aici. Mi-a spus că așa e pe aici, păi dacă așa e pe aici, atunci e bine că știu să nu mai fiu așa, să nu mai mă agit. Dar nu prea îmi place mie să-mi prea înghit eu povești și nu are rost. Da, acum venim la mizeria asta de magazin, cum sunt toate din România, să-mi iau o apă și ce mai trebuie să-mi iau? Îmi iau și un suc și am plecat mai departe, apă prea multă, nu-mi iau, exact 2 litri de apă mi-am. Am ceva apă în geantă, ce am primit-o de la șmecherul de dimineață, dar deja jumate am băut, jumate să-mi căze etichetă, mă. În fața mea o tras, mă. V-am pupat, băieții, și ne auzim un pic mai încolo. Pa, pa!